Bună seara și bun găsit la discuții cu Andrei Vlad. Invitatul meu din această seară, domnul dr. Doru Neamțu, managerul Spitalului Municipal din Lupeni. Bună seara și bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Înainte de a intra în miezul discuțiilor, aș vrea să arăt un promo. Capital TV a inițiat o campanie pentru familii cu posibilități materiale mai reduse. Campania se numește Participă și tu la campania, un Crăciun pentru fiecare. Să urmărim acest promo, după care intrăm în miezul emisiunii. Fiecare copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Capital TV lansează împreună cu voluntarii de la inimă la inimă campania umanitară Un Crăciun pentru fiecare. Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie. Fii și tu alături de campania Un Crăciun pentru fiecare. Pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, te invităm la sediul Capital TV. Da, am urmărit acest promo, interesant, copii super frumoși, inteligenți. Dumneavoastră, haideți să încep cu acest lucru, având meseria de medic obstetrică ginecologie, practicați această meserie de ceva vreme, nu? De 90. Cred că ați asistat, ca să spun așa, la venirea pe lume a multor asemenea copii în Valea Jiului, frumoși, deștepți. Îi mai vedeți așa, eu știu, pe stradă, mai știți cum, fără discuție, cu părinții vă întâlniți cu ei, domnule, eu am... Fiind orașul mic, sigur că ne întâlnim cu ei. Avem copii frumoși, iar profesia aceasta cu facerea lumii este un miracol. Aveți o grămadă, multe, multe satisfacții când îi vedeți pe stradă așa frumos și știți, uite, mai o cunoașteți părinții, acum poate pe ei nu-i mai recunoașteți, dar... Ei nu, Morcet. Ei cresc, se schimbă. Da. Foarte frumos. Dumneavoastră sunteți din anul 2010, managerul Spitalului Municipal din Lupeni. Da, odată cu preluarea spitalelor de către consiliile locale, deci cu descentralizare, așa zis, descentralizare, deci fiind preluate consiliile locale, cu 2010 am preluat managementul Spitalului Municipal Lupeni. Atunci spitalele, din punctul meu de vedere, să divaghez puțin, deci educația, sănătatea sunt niște lucruri foarte importante într-o societate care vrea să se dezvolte, care vrea să meargă mai departe, să nu rămână în, eu știu, în era primitivă. Noastră sunteți pe partea cu sănătatea. Din acea, unde am citit în presă și diferite statistici, a fost de la Consiliul Județean și din alte surse, Spitalul Municipal din Lupeni a fost, în afară de cel de la Deva, din câte am înțeles, singurul din județ și probabil din multe alte județe care nu a făcut arierate, fără datorii. Ce se întâmplă? În 2010, când a preluat spitalul, sigur că a avut mai multe miliarde datorii. Până la urmă, ele au fost recuperate, Ministerul Sănătății a băgat bani și s-a pornit la start, să zicem, cu suma zero. Am prevăzut din 2010 și ca finanțarea instituției, a spitalului să meargă bine, să nu intrăm în aceste arierate, am luat niște măsuri, deci încă de atunci, cu reducerea cheltuielilor. Pasa despre bună, asta era vorba. Da. Am prevăzut pentru că banii nu mai aveau cine să ții. Dacă înainte de 2010 Ministerul Sănătății îți plătea, așa zice, datorii arierate care se făceau, odată cu preluarea de consiliile locale, Consiliul Local poate să te ajute sau în funcție de ce sume financiare dispune. Și deci a trebuit să ne gospodărim ca să nu ajungem în situația
unor acumulări, unor datorii care se puteau perpetua și rostogoli ca bulgăre de zăpadă. Ajuns la ora actuală, nu avem, într-adevăr, nu avem mare rate. V-am mai spus, v-am precizat, am luat măsuri încă din 2010. Dar ați luat ceva măsuri spectaculoase, eu știu, concedieri de oameni. Nu, măsurile nu au fost spectaculoase. Lichidatorii de la anumite firme, domnule, au dat oameni afară, au făcut ce știu ce au făcut. Ceva măsuri, că poate unii vor să mai audă și alții, cum de se poate așa ceva? Da. De ce la unii se poate și la unii nu se poate? Măsurile, sigur că ministrul ne propunea, ministrul sănătății actual, restructurare, reorganizare, asta însemnând să dai oameni afară. Nu am dorit acest lucru și pentru că oricum posturile nu sunt, să zicem, avem nevoie de personalul medical. Pentru că dacă facem o comparație cu spitale similare din Uniunea Europeană, personalul este de 3 ori cât personalul nostru la ora asta. Măsurile de reducere a cheltuielilor le-am preconizat din 2010, în special la anumite servicii practicate de anumite firme către unitatea spitalicească. Și acolo am ajuns la o înțelegere și la contractele care le-am efectuat cu aceste firme, a scăzut prețul care trebuia care era destul de umflat, crescut, să zicem. Eu știu, au crescut toate prețurile, la benzină, la au crescut prețurile la benzină, dar, de exemplu... Am scăzut valoarea contractelor, de exemplu, spălătoria. Erau prețurile umflate. Deci s-a putut și... De aceea am avut economii... Pe aici, acolo. Probabil pe aici, că acolo, nu... Da. Nu luat dintr-un singur loc, așa nu, fără discuție, nu. Dintr-un singur loc sau... Totuși, până la urma urmei, noastră ați făcut economie dintr-un loc... Am făcut, de exemplu, cu spălătoria, am redus, după aceea cu alimentarea cu oxigen a spitalului, am adus stație de producere, de concentrare a oxigenului și nu mai umblăm cu butelile în spinare. Sunt câteva mici exemple. Deci astea adunate au dat o sumă, care, dacă... Sumă... Da, dar și suma asta putea să o cheltuiți pe altceva, dacă... Bineînțeles, găsești oricând găsești foarte ușor. Ce să faci cu banii la un spital? Da? Foarte ușor să îi împrăștii, nu se pune problema, ca și acasă. Ca și acasă poți foarte ușor banii să îi împrăștii pe diverse lucruri care poate nu sunt chiar utile. Deci, la urma urmei, eu aș trage o concluzie. Chiar, zic, domnule, hai să nu fie totuși fără datorii zero, cum sunt la Lupeni, care... Cel mai bun lucru care se poate întâmpla, pentru că nu te poți baza nici pe banii de la Consiliul Local, adică dau și ea cât dau, poate, dar la un moment dat au alte... Ca să lămurim și problema asta, da. Tot bugetul cu spitalul. Fără discuție, sigur că au primăriile, Consiliile Locale au și alte priorități, au școlile și astea, păi noi putem să spunem să te ajute financiar. Nu este neapărat să te ajute cu bani, păi noi ne-au ajutat că ne-au făcut. Deci nu pot să spunem. Deci un exemplu este reabilitarea, de exemplu, a terapiei intensive. Mai nou, acum avem un proiect în derulare care este acum, fără nicio chestie, este proiectul Consiliului a Primăriei de reabilitare a ambulatoriului de specialitate, care ne ajută foarte mult. Nu că faptul că îți dă o sumă, îți dă un miliard pe lună și ai rezolvat problema. Nu. Pe noi interesează proiecte de durată. Să poți să lucrezi. După aceea. Că ăștia se cheltuie. Banii ai luat. Banii ai luat o lună, 23, cum să zicem, în alte zone, în alte orașe, dar ne interesează proiecte de durată, cum acesta de reabilitare, în care este reabilitarea termică, contribuția electrică prin celulele fotovoltaice care se instalează, ne ajută foarte mult la scăderea cheltuielilor, de exemplu, pe electricitate și căldură. Ceea ce ne interesează foarte mult, mai mult decât dacă, deci, dacă ți-ar da, ți-ar da bani, niște bani să plătești o lună sau două la E.ON și la Enel. Da. După aceea, sigur că probabil că urmează și alt proiect de reabilitare a restului pavilonului, de exemplu, a clădirii vechi. Este în discuție, am discutat cu domnul primar, să vedem în anii următori să inițiem un proiect de reabilitare și a pavilonului vechi. Deci, până la urmă, deci, mai interesant să te ajute fără discuție, ca să-ți dea obiectul muncii, să-ți dea unde să lucrezi, locul, exact. Condiții. Mai vorbim de aparatura medicală, care este foarte importantă pentru noi, de ultimă generație, care o așteptăm acum în primăvară. Deci, în primăvară am înțeles că veți primi ceva
aparatură? Prima aparatură modernă, un computer tomograf, două ecografe 4D, plus alte aparatură pentru laboratorul de anatomie patologică și mai multe. Spuneați că nu ați concediat pe nimeni, dar ați, câte am citit eu prin presă și am mai auzit, chiar ați mai adus medici în diferite specialități care probabil erau mai deficitare la noi. Păi, tendința și intenția noastră a fost să lărgim gama de servicii medicale acordate populației și în acest sens și în ton cu ce se urmărește de către Ministerul Sănătății, dezvoltarea asistenței în ambulatorii de specialitate și vis-a-vis și de nevoi, pentru că avem anumite specialități deficitare, sigur că e un spital mic, nu poate să acopere toată gama de servicii medicale, însă o diversificăm și în acest sens avem rezidenți care și-au terminat specialitatea și vin să lucreze în unitatea noastră în cabinete de ambulator în principal. Ați mai adus și din alte spitale, știu, am citit undeva, medici care, nu rezidenți, medici deja care erau medici specialiști, da. Care... Am adus și medici specialiști, da, sigur, asta am mai discutat pe terapie intensivă, pe chirurgie. Deci trebuie să acoperim serviciile de bază pe care o unitate spitalicească de nivelul spitalului municipal sau orășenesc trebuie să le aibă. Dar pe lângă acestea, în ambulator, o să aducem și alți specialiști, de pildă, dacă vreți să vă spun, pe specialități, un neurolog o să avem acum, începând cu anul nou, așa, după aceea pe oncologie avem un medic, de asemenea endocrinologie. Oncologia era deficitară în toată lumea. Oncologia este dificil. Are Petrușani, are, pare mi se, un oncolog, are, adică sigur. O perioadă trebuia să meargă la tăia, toți, acum câțiva ani nu avea nici Petrușani. Nu avea nici Petrușani, da. Un medic oncolog, aducem un medic endocrinolog, aici era și un deficit pe Valea Jiului. Am spus mai înainte de neurologul, iarăși care ne va ajuta foarte mult. Deci, un dermatovenerolog, dermatovenerice, iarăși deficitar, în general, pe Valea Jiului. După aceea, pe linia de urgență, iar o să avem doi medici specialiști care o să vină la primiri urgențe, la compartimentul de primiri urgențe. Și mai avem și alte posturi care o să le ocupăm. Știu că era, discuțiile sunt, adică am auzit termenul ăsta, linie de gardă. Ce înseamnă ca să ai o linie de gardă pe o specialitate? Păi înseamnă să ai medici specialiști în specialitatea respectivă și este foarte bine să ai multe linii de gardă, pentru că se întâmplă după masa sau noaptea, este foarte bine să ai medici specialiști în spital. De asta eu țin ca linii de gardă să existe și este normal să existe, eu sunt medic și știu ce înseamnă să ai medici în unitate, în spital. Pe secțiile de bază, cum sunt pe secțiile de bază, cum avem noi chirurgie interne, obstetrică, pediatrie și serviciul de primiri urgență, care au linie de asemenea. Trebuie să fie medici în spital, nu numai dimineața. Trebuie să fie și după amiază și noaptea, să fie medici speciali și sigur să aibă și cu ce lucra, fără discuție. Aici, spuneați să aibă cu ce lucra, aparatură, spuneați că se va primi aparatură, da, de ultimă generație, dar aparatura după aceea mai necesită, eu știu, consumabile, care am înțeles că unii vând aparatul ieftin ca să te taxeze pormă la consumabile sau ceva de genul. Au fost în multe cazuri și mi-a zis, domnule, da, avem aparatul acolo, dar nu avem, eu știu, reactiv, nu știu ce se folosește la un aparat ăsta. Sigur că da, nu e suficient mai aparatul. Să ai și specialiștii care trebuie să lucreze cu el și consumabile, fără discuție, dar aici o să vedem și contractele care vor fi cu casele de asigurări de sănătate,
Pentru că să știi foarte bine cum, că... Cum au evoluat contractele astea acum, de când astăzi sunteți din 2010, încoace înainte, mă rog, până la urmă plătea ministerul, făcea arieratele, făcea, dar până la urmă tot veneau banii de undeva, guvernul zicea, mă, dă-le și la ăștia să ne scăpăm, da, să plătească, dar acum s-a cam terminat, acum fiecare, cum a evoluat... Să știe, să înțelege clar și evoluția e vizibilă în sistemul sanitar. Eu am lucrat și înainte de 90 și după 90, deci sunt în sistem de ceva ani. Fără discuție, sistemul este subfinanțat cronic, începând cu anul 1990, deci clar există o subfinanțare care se vede și se repercută în sistemul, vorbesc de sistemul sanitar. Sigur că ați văzut și greva care a fost a personalului sanitar, se referea tot la subfinanțare. Și subfinanțarea asta, sigur, ne mulțumește și personalul medical, dar mai ales și, să zicem, în egală măsură și pacienții noștri, pentru că, pe de o parte, personalul medical nu este retribuit cum trebuie. Și ați văzut profesora Stărăstoaie și astea care, în discuțiile cu ministrul. Deci salarizarea este așa cum este, pe de altă parte și pacienții sunt nemulțumiți pentru că sunt situații în care trebuie să-și achiziționeze anumite medicamente sau anumite materiale sanitare în unitățile spitalice. Vorbim de sistemul românesc. Asta cum arăta la televizor clinica de obstetrică, nu, clinica de Oncologie în București, n-au bani să cumpere selfiezologic și eu știu ce mai e asta, chiar, și totuși clinicile astea, din câte știu eu, nu sunt direct în subordinea ministerului, că au rămas. Da, instituțiile sunt deci nu sunt la primărie, nu sunt la... Sunt subordinate ministerului. Acolo aia care ministerul, eu știu, ce să mai zicem noi ăștia de aici, din Valea Julii, din partea de vest. Păi, sigur că subfinanțarea e vorba de procentul alocat din produsul intern brut sistemului sanitar. Asta e partea lor, dar aici la spitalul din Lupeni vin bani de la casa de asigurări, nu? Vin bani de la casa de asigurări, dar tot subfinanțarea se numește pentru că atâta timp cât serviciul medical prestat nu este la adevărata valoare. Dacă am scăzut, nu? Păi a scăzut și în loc să crească a scăzut. Deci, și-au crescut toate cheltuielile, dar plata pentru un caz rezolvat sau nu știu care e criteriul la noastră, a scăzut. Aici e problema, că serviciile medicale nu sunt la adevărata valoare. Plata atribuită de către casele de asigurări de sănătate nu reflectă realitatea actului medical, a consumului. Prețul respectiv pe actul medical. Sigur că a scăzut. Cineva și nu-ți dă casa. Fără discuție, nu. Sigur că de asta ajung și spitalele să acumuleze mare parte din datorii, nu neapărat managementul, să zicem, defectuos. Actul medical este subfinanțat. Cel mai bun exemplu, anul acesta a scăzut tariful pe caz ponderat în loc să crească. Cum spuneați mai înainte, sigur, cresc firmele de medicamente, cresc prețurile. Cresc prețurile la materiale sanitare, crește prețul la energie electrică, crește prețul la energia calorică și atunci și actul medical sau tariful ar trebui să crească în egală măsură ca să funcționeze în parametrii normali. Da. Vine 2014, ce ziceți? Se mai reglementează ceva după cum aveți dumneavoastră, știu. Ați mai fost pe la cursuri, v-ați întâlnit cu unii pe la București? Da, sigur că m-am întâlnit, sigur că da, și cu colegi de ai mei și din Timișoara și din București, din alte centre universitare. Situația este și în clinici, ați văzut, probabil că ați mai fost și prin Timișoara, ați văzut ce se întâmplă și ei o duc foarte greu cu finanțarea. Da, la Timișoara, dacă te duci de acasă, eu știu, adică nu de acasă, te duci la farmacia unde spune cumpere asta, te duci și îți faci altfel, te trimite acasă. Sau așa era când am fost. Exact. Păi tot din cauza finanțării slabe, sigur că trebuie să pacientul sau aparținătorii li se dă lista în brațe și își cumpără
medicamente, materiale sanitare, dacă să zicem vorba de intervenție chirurgicală, poate trebuie să-și cumpere anumite materiale. Dar de ce nu se recunoaște materiale la nivel național, la nivel de, domnule, uite, asta este, suntem, n-avem, asta e. Ce, pe de-o parte, dacă cineva face gură, cum a fost acum la Ploiești, domnule, n-avem de alea, n-avem de alea, avem gândaci, avem de alea, până la urmă, în prima fază, trebuie căutat cel care... Prima fază, schimb ca la fotbal, schimb antrenorul. Da, păi sau, e cel mai simplu. Ăla care a, eu știu, care a sifonat acolo. Și după aceea vezi că, de fapt, asta e situația. Trimite, am văzut, la orice chestie de asta, corpul de control al Ministrului Sănătății se duce și ce găsește? Că la urmă ei merge managerul și arată. Da, domnule, uite, aici n-am, aici n-am, aici n-am. Poate mai găsește și alte lucruri, cum a spus că pe la Ploiești au fost unii care au mai mulți pe acolo. Noastră, din câte mi-a spus acum, a stăiat posibilitatea că unii să ajungă la UGR și să mulgă și probabil că și din... este... Ar fi, eu știu, nu vă întreabă când mergeți la, eu știu, la simpozioane, la întâlniri cu colegi de-a noastră. Domnule, am citit acolo că n-ai datorii, n-ai făcut. Cum ai făcut? Zici și mie să faci. Păi, e foarte simplu, adică, bine, nu-i simplu. Sigur că și nu ne-a trebuit, acum să fim sinceri, și nu ne-a trebuit ceva bani mai mult, ca să fie și mai bine. Numai că ai o anumită sumă, care o primești la casa de asigurări, e simplu, aici e chestie matematică. E o anumită sumă pe contractul cu casa de asigurări de sănătate și suma respectivă o împarți la cheltuieli salariale și cheltuieli cu bunurile și serviciile. În primul rând, orice instituție funcționează în măsura în care bunurile și serviciile sunt prioritare. Dar acolo, la bunuri și servicii, am umblat în primul rând. Să reducem cheltuielile la bunuri și servicii. Am redus până la, să zicem, la o anumită limită. Sub acea limită nu mai poți să intervii. Că atunci nu mai funcționează instituția. Și atunci rămâne și partea cealaltă cu cheltuielile salariale, în care și acolo trebuia luate niște măsuri ca să te încadrezi în suma alocată de casa județeană. Dacă poți să faci pe... Pe de altă parte... Pe spinare și faci pe șmecherul, la urmă, rezultatul e că se închide, că nu mai vine nimeni să-ți dea banii. Bineînțeles, sigur că nu am cine să-ți dea. Pe de altă parte, sigur că serviciile medicale, să zicem, unele sunt care nu sunt decontate de casă. Casa zice, eu atâția bani ți-am dat, de suma asta efectuez servicii. Ești majoritatea spitalelor, nu știu, nu, au o sumă care vine de la Casa Națională, se împarte pe casele județene. Sigur că sunt majoritatea spitalelor prestează servicii mai multe decât cele de contracte de casă, asta e o variantă. Cealaltă variantă e cea cu subfinanțarea care v-am spus-o anterior, adică serviciile medicale nu sunt plătite la adevărata valoare. Deși ca număr de cazuri, pot să-ți vină luna asta mai mulți oameni decât au zis ei că, nu? O fi epidemie de ceva, doamne feri, să știu, gripă, bolnav, nu știu ce o fi. Și vin mai mulți oameni decât zic ei. În general, cred că vin mai mulți decât spune da, și zic sigur că vin, se prezintă în general prin serviciile de primiri urgențe foarte mult. Poți să-i trimiți acasă? Dă, și nu poți să-i trimiți acasă, tocmai asta e. Preferă mult să vină prin serviciile de primire urgență. Acum să vedem cu un nou contracadru și cu ideile ministrului pe 2014 se pune accent pe medicina primară, pe medici de familie, pe ambulatorii de specialitate. Da. Să vedem cum domnul o să ministru s-a scadă... programat la medicul de familie, să vadă că îl programează peste o săptămână, a fost? Toma, de aia, deci, da, foarte bine, și atunci pacientul ocolește, sare peste medicul de familie și vine direct în urgență, pentru că acolo nu-i trebuie nici bilet de trimitere, nu mai pierde timpul nici medicul și se prezintă în urgență. Da, au mulți pacienți, e timpul și lor cât sunt acolo programați să fie la servici, acolo scrie de la 2 la 10 sau de la câte aici. Exact, au un program și ei, bine, acum... Zice, păi, sunt... dacă tu, domnule, știți, bă, păi vii... probabil am înțeles, cazurile urgente le primești și ei așa, care sunt chiar urgente, dar poate e un caz care nu arată chiar așa urgent, dar poate omul ăla, dacă mai stă o zi, două acasă, devine chiar...
Păi după masa, noaptea, ei nu funcționează. Și omul nu stă până dimineața să ia bilet de trimitere. Să prezintă în serviciul de urgență. Și atunci domnul ministru ce o să zică? Domnule, nu-i mai primit sau cum faci? Nu știu ce, cum va rezolva problema, dar fără discuție pacienți, nu stau seara, acum stai cu copilul, ce să faci cu el dacă se bolnăvește? Te duci cu el în urgență, fără discuție, nu stai până dimineață să stai, iei bilet de trimitere. Să se agraveze. Poate să pară o viață întreagă, Doamne ferește. Da. Sau ce? Sigur că noi ne-am dorit, probabil că în alte sisteme, în Anglia, în Franța, funcționează punerea mare, a pune mare accent pe medicina primară, dar probabil că și cabinetele respective sunt bine dotate, așa, cu aparatură, cu investigații, sigur au așa ceva, la noi mai durează până a fi la nivelul lumii occidentale. Știa pe cineva care a plecat în Franța și practică medicină de familie, dar medic de familie, bine, nu are 5.000 de pacienți cum au la noi medicii de familie, probabil că au mai respectiv, au salariul, au salariul bun, ok, dar în momentul când pacientul a sunat la 12 noaptea că i s-a îmbolnăvit copilul, omul și ia tășcuța aia care, cum aveam, am văzut eu în filme, medicul, se duce la acasă. Deci, așa făceam pe vremuri. Da, înainte de 90 așa făceam, luam... Deci am înțeles că la ea se face acum, așa, mi-a spus și noi, făceam înainte de 90 pentru că erau controle foarte serioase și mortalitatea infantilă și asta avea mari probleme, în sfârșit. Atunci când se lua curentul prin maternități, nu? Atunci? Da, nu, maternități nu se lua, că aveau grup electrogen propriu. A, deci acolo era mai... Nu există așa, nu. Și natalitatea era alta, era crescută, nu se pune problema. Aveați dar mai mult de lucru atunci? Cu asistența primară, era mult de lucru, într-adevăr, și atunci era natalitatea mult crescută față de acum. Atunci erau, să zicem, la spital de nivelul nostru erau 6-7 nașteri pe zi și acum e 1-2, să zicem. Situația, astea toate sunt legate una de alta. Spuneați că aduceți, deci vor mai veni medici, ați adus medici în anumite specialități și vor mai veni. La noi tot arată la televizor, eu n-am văzut lucruri din astea ce spuneți noastră, am văzut numai lucruri, exodul medicilor, medicii pleacă din țară, medicii nu vor să profeseze pentru condițiile care sunt, eu știu ce mai este. Cum, bănuiesc că asta a discutat cu medicii, nu? Da, fără discuție. Bineînțeles, la noi discuție, și cum? Da. Domnul Lupen, că nu e nici Timișoara, nu, dar cum să spun, sigur că tentația e mare să mergi spre lumea occidentală unde sunt alte venituri, alte dotări, dar și acolo cred că sunt limitate locurile și atunci trebuie să mai rămână și pe la noi dintre medicii specialiști. Zicea și de Timișoara, păi nici la Timișoara n-au loc toți. Nu, trebuie, trebuie să mai meargă și în rețea. Mai vin și la noi la... Da, deci nu așa, așa că... Poate că și eu aș fi vrut pe vremea asta, dar nu m-am tentat chestia asta, deși poate că puteam să rămân în centru universitar. Nu asta e ideea. Ideea este că fiecare om trebuie să-și găsească locul. S-ar putea locul potrivit să fie aici. Să fie aici la Lupen. Foarte bine, ar fi foarte frumos. Pentru că avem exemple. Cu personalul, eu știu, mediu sau cum stați, știu că și de aici, din această zonă, s-a plecat în... Astea nu pleacă imediat ce termină școala, fac un pic de practică în niște spitale și după aceea... Fără discuție, nu poți să te duci în lumea occidentală, să zicem, în țări dezvoltate, fără să ai o bază, o pregătire adecvată. Mai pleacă, cum să spun, unele pleacă definitiv, altele... Personalul migrează acum în Uniunea Europeană. Să zicem, personal auxiliar sau personalul mediu, ziceți. Așa, auxiliar. Asistent. Deci, sigur că le-am dat posibilitatea să meargă, să zicem, pe 3 luni sau pe 6 luni. Pentru că au situații materiale, poate, dificile, grele, cu copii, cu astea și... Nu poți să oprești pe cineva. Poți să întoarcă înapoi la același loc, nu? Da, într-un termen rezonabil, pentru că și plecările astea nu putem să le lăsăm să fie așa de multe, pentru că nu poți să încadrezi personal în locul lor dacă sunt plecate pe 3 luni sau pe 6 luni
M-aș spune că la un spital cum e Lupeniu are personal de trei ori mai mic decât un spital. Fără, de exemplu, din Spania. Și pleacă, dacă mai și pleacă din, păi, din personalul ăsta, rămâne... Exact, deci nu poți să-ți desfășori activitatea în condiții optime. Și de asta, limităm și asta în sensul că le acordăm 3 luni, 6 luni, care vrea să... Dacă își găsesc, că nu poți să spui că te duci. Acum sunt probleme și în țări cum Spania, Italia, nu au și ei problemele lor cu recesiunea sau cum se numește. În legătură cu salariile, în 2010 salariile erau mai mici cu un sfert cel puțin. După aceea guvernul a venit, guvernul Ponta, și a zis, domnule, da, reîntregim salariile. Salariile tot din banii ăștia care îi primează de la casă. N-a dat ceva în plus? Nu, că aici e problema. Fără discuție, suma e... Nu s-a ținut cont că reîntrege salariile și să vii și cu suma de bani aferentă. Nu se pune problema. Noi la Casa de Asigurări luăm mai puțin decât... Deci în 2013 mai puțin decât în 2012. Și decât în 2011, nu? Sigur. Sau cum așa, progresiv, exact. Că sunt progresiv, da. În jos, așa. Și atunci, cu salariile majorate și cu toate astea, vă cam încurcă. Păi ne-am încurcat anul viitor. Acum, să vedem la anul viitor, am înțeles că în urma grevei personalului medical s-ar reveni la anumite sporuri. Bun, ok. Ministrul poate să spună, domnule, spor de 100% la aia, spor de 500% exact, la aia. Exact, asta vreau să spun. Este foarte simplu să spui că revii, că dai o hotărâre de guvern și obligatoriu sporurile sunt de 100% în duminici, în sărbători legale, așa, personalul medic și auxiliar să fie plătit dublu în, să zicem, sâmbete și duminici. Dar să vină și cu suma aferentă. Adică să disloce și suma pentru sporurile respective, nu? Așa, din aceea sumă de la Casa de Asigurări, contribuțiile salariale, măriți-le cu încă 2 miliarde, să zicem, la noi. Și atunci cu ce bani mai rămânem pentru medicamente, materiale sanitare, bunuri la servicii? Și atunci cine devine managerul, nu? Bineînțeles, managerul, sigur, că dacă ai 8 miliarde, să zicem, de la casă, dă 7 la pe cheltuielile salariale și 1 aspirină și ce. Da, aspirină și apă de ploaie. E și efectul placebo, spuneau ăștia, de cu bomboană, dar în filme, din câte am înțeles, și nu prin realitate, nu știu dacă chiar funcționează. Mai funcționează probabil în serviciile anumite specialități. La unii care psihiatrie, de exemplu. Că, deci, o să mai aveți încă niște specialități care încă nu sunt. Dumneavoastră acoperiți zona Lupeni-Urican, nu? Că puști din Urican tot în Lupeni se opresc probabil înainte de a, da. Înainte de a ajunge probabil la, sigur, la da. Deva, nu? La Deva sau la Timișoara. Chestia asta cu Deva, eu la fiecare emisiune o place să... Deci mie stă în gât, cei din Deva nu au spital. Municipiul Deva nu are un spital propriu, cum are Lupeniu sau Petroșaniu, în care răspunde de ce se întâmplă, să eu știu, și trebuie să se implice și să vadă cum face, să nu fie în deficit, să nu intre în faliment. E spitalul județean, care ar trebui să fie al tuturor oamenilor din județul Hunedoara, nu? Pe când ei deservez doar municipiul Deva. Câți ați trimis dumneavoastră, de exemplu, poate aveți așa o statistică anul ăsta, până acum, din spitalul din Lupeni la Deva? Deci, să ne înțelegem, noi colaborare bună avem cu Spitalul Petroșani, iar cu spitalele din zonă, de aici, nu, să zicem. Dar cazurile care ne depășesc, sau așa, se depășesc și Petroșani, clar, le trimitem direct la Timișoara, la clinică. Noi, cu Spitalul Județean Deva, noi n-avem niciun pacient trimis. Nu știu dacă există vreunul. Am citit undeva că au trimis... de la Petroșani, unul ceva cu ochii, a fost ceva, un accident. Și a fost un fel de haltă, da. Și l-au trimis de la Deva, n-a avut locuri. Păi, stai mă, frate, îți trimitem unul pe an sau doi pe an sau câți trimitem 10 și tu nici pentru aia nu ai locuri și pe aia ai trimis la Timișoara. Păi atunci nu mai...
Da, că deci banii Consiliului Județean sunt ai tuturor locuitorilor din județ, nu? Din câte cred eu, nu? Sigur, spitalul județean ar trebui să deservească și județul, adică cazurile din județ. Noi am avut situația, am telefonat, dar nu, ne-au spus elegant și frumos colegii că să nu încurcăm cu cazurile respective. Dar mai bine trimiteți direct acolo, nu? Da, se trimitem la Timișoara să nu încurcăm, că dar banii au de la toți, și de la mine, și de la noastră, și de la Ionescu, și de la Popescu. Finanțarea, sigur că e mult mai bună, probabil că e cea mai bună finanțare. Consiliul Județean are potențial, județean, nu? Da. Și primăria Deva are alt potențial față de... Dar ea nu dă niciun leu acolo, ei n-au nicio treabă cu... Nu, pentru că spitalul nu este al municipiului Deva, îi spune Spitalul Județean și fără discuție... Deci la banii municipiului Deva, unde se adună toți banii... Ei stau cel mai bine financiar din județ. Nu dau la spital niciun leu, că n-au nicio treabă cu spitalul. În schimb, Petroșaniu, care sigur nu are situația financiară a Devei, trebuie să dea, Lupeniu ajută, Vulcanul iar la fel, deci noi toți aici trebuie să... Și dacă ajungem să mergem și noi acolo unde sunt și banii noștri, la Deva, acolo, la spitalul, la județean, să dăm la știi, lasă mai bine, du-te tu la Timișoara, la... Nu, dar noi nu facem chestiunea asta, îi plasăm direct în centru universitar ca să nu mai pierdă timpul. Păi oricum, dacă ceva e la dumneavoastră ceva care, eu știu, depășește, eu știu, posibilități... Da, sau dacă nu avem specialitate și are Petroșani, trimite la Petroșani, sau dacă nu ne depășește, trimite la Timișoara direct. Deci relația e Valea Jiului direct, da. Clinici și de alea, fără spitalul județean, da. din Deva, care, din punctul meu de vedere, numai e o vacă de mulți pentru unii de acolo. Da. Nu comentez prea mult. Pe specialitatea mea poate că aș putea să comentez, dar nu are sens. Păi noastră sunteți manager, ar trebui să vină mai mult bani, să vină de la ea niște bani, știi, cumva așa. Da, sigur că ar fi bine să vină niște bani în plus. Și cetățenii din Lupeni aparțin de județul Hunedoara și ei plătesc... Au contribuții, da. Contribuție din impozite, din astea merg la stat și o parte merg și la... Probabil că atunci a trebuit Consiliul Județean să distribuie banii, dar sunt spitale care sunt arondate Consiliului Județean, cum este Spitalul Județean, cum este sanatoriul Brad-Deva, ăsta Brad Orăștie. Ăștia se țin direct de Consiliul Județean și pe ăstea le finanțează. Asta este, deci ei, nu cred că o să... Nu cred că avem nicio șansă pe linia asta. Șansa noastră este tot cu casele de asigurări de sănătate să fie pe anii următori la început contribuție mai consistentă. La începutul anului se fac negocierile cu casa de asigurări, nu? Sau când? Pe baza unui buget. Da. Dacă bugetul, eu știu, domnul acesta care e la Cotroceni acum nu supervizează bugetul, cum se merge cu casa? Se, păi se merge pe vechiul contract. Nu, păi poate ar fi mai bine așa. Se face adițional. Poate ar fi mai bine așa decât să mai taie? Păi tocmai asta e, da. Există și varianta asta, nu deocamdată, nu știm la ce. Nu se știe când, în ianuarie, când se fac? Păi îți apare contractul cadru și după aceea. În ianuarie, februarie, se zice că mai repede, până acum contractele se făceau în aprilie. Din câte am înțeles, acolo mergem pe adiționale. Negociere, așa spune managerul. Așa zise negocieri. Asta vreau să știu ce înseamnă negocieri. Nu, așa zise negocieri, pentru că ce înseamnă negocieri? Casa are o grămadă de bani, și, să zicem, asta e o grămadă, și asta se împarte la unitățile din județ. Pe niște criterii matematice. Deci nu-s favoritisme, deci asta fără discuție. Câte paturi, probabil, după gradul spitalului, ceva de genul ăsta. Exact. Câte paturi mai aveți, sau cum e cu paturile astea, că și alea s-au tot tăiat, sau tot, mai știu. Păi avem 175 în structură și 138 finanțate, adică cu finanțare de la Casa de Asigurări. Deci dumneavoastră 138 de bolnavi puteți să țineți acolo, da, oficial, pe care, pentru care primiți finanțare, da. Și restul, dacă mai vin 1, 2, 3, 5 în plus... Îi punem pe celelalte paturi. Sunt, bine, paturi, că nu e marea problemă să, că nu ți-am, domnule, știi, ne-au scos paturi, nu neapărat că le-au scos de acolo și le-au dus la subsol sau ceva, le-au scos de pe hârtie și aia e mult mai important decât... Da, nu poți să-i ții nici pe coridoare, pe tărși sau pe astea, nu merge. Și domnul, știu că domnul Ilie a fost la București acolo într-o vreme și a spus, a negociat acolo și a spus că o să mai aducă paturi la spitalul din Vulcan. Da, nici nu le-a... Păi paturi, nici cum a spus, se pot aduce, că avem și noi impozit, dar nu sunt finanțate. Da, și atunci... Deci trebuie să aibă o susținere financiară, pentru că și era și problema cu unitățile medico-sociale.
Păi cine finanțează paturile alea? Că ne-ar trebui o unitate medico-socială, de exemplu, cum era vorba la Uricani. Că multe din cazuri, sunt cazuri multe sociale, care nu au unde să meargă. Și era, atunci ar trebui, era să... foarte bun, sigur, te avem. Așa, și acum, și, s-a investit o grămadă și astăzi am plimbat o pacientă, este caz social, medico-social. Adică are și ceva probleme medicale, dar mai mult sociale. Și mai ales acum cu frigul cu ăsta și domnule... Fără discuție, deci noi nu putem să... Caldă, nu? Exact, nu putem să dăm cu ei în stradă, că nu țineți de... că noi suntem spital de acuți. Erau necesare aceste unități medico-sociale, însă așa și se punea problema cine le finanțează. Că erau, nu e chiar ieftin. Trebuie finanțate tot din... De la păi Ministerul Spital. Muncii, trebuia contribuția la Ministerul Muncii și probabil și consiliile locale se participe și ar participa și cred că participă prin asigurarea utilităților, adică gaz, curent. Dar personalul tot din apă. Spital ar trebui... Dar n-ar fi problema. Salarele. Personalul nu ar fi problema, nu. Sunt altele cheltuieli mai mari care nu... Sunt cheltuieli mari, altele, sigur că da. Deci cu asta ar fi ceva. Știu că s-au investit o grămadă de bani la Uricane acolo. Cred că în 3-4 ture s-a renovat, s-au dus aparatură. Am fost și odată când a venit ministrul muncii, era Barbu. A spus, domnule, am dat 20 de miliarde, am făcut, am dres, s-au făcut fotografii pe acolo, erau niște domnițe drăguțe acolo, după aia iar s-a lăsat. Acum am înțeles că iarăși urmează ceva investiții, dar de investit bani tot s-au băgat. S-au băgat probabil să modernizeze, dar aș vrea să, păi, să și funcționeze unitatea medico-socială, că v-am zis, avem cazuri, zilnic ne lovim de cazuri medico-sociale, aveți inclusiv și, astăzi. Și cazuri de genul exact, astea, cum le spuneți asta, medico-sociale, nu? Deci vine om amărâtul ăla care... Păi, de exemplu, este un om, nu are unde să stea pe stradă, om al străzii. Poți să scoți afară că pățești ca aia, te ia la... Am văzut cazuri de-astea, când l-au scos afară, a înghețat ăla și după aia a luat poliția și procurat, domnule, ce faci, l-au omorât pe ăla, nu? Da. Păi, ce faci? Sunt oameni care nu au de post sau și-au pierdut locuințele prin diverse situații, sunt oameni în vârstă care nu au o pensie sau un venit, n-au niciun venit, să zicem, care are o pensie bună, merge, sunt unități care pentru îngrijirea lor, de îngrijirea lor, dar care nu are niciun venit, este o străzi, sunt, am avut astăzi o persoană, 75 de ani, nu are unde să locuiască, mai are și o boală, să zicem, cronică, care nu are ce să caute într-un spital, dar la 75 de ani, n-ai ce să caute într-un spital de acuți, să zicem, dar nu poți. Și atunci erau foarte utile aceste unități medico-sociale, cum aș sperăm să, dacă va fi vreodată la Uricani. După aceea, ca să degrevez spitalele, îngrijire la domiciliu, asistența medicală la domiciliu, nu e pusă la punct, deci nu se pune problema. Am inițiat problema asta Crucea Roșie de la noi, punctul de la noi, de la Lupeni, cu îngrijirile paliative. Sunt pacienți cu cancere, așa, în stadii depășite medical și care trebuie îngrijiți undeva. Și trebuia, una dintre variante era îngrijire la domiciliu, că nu ai ce să cauți nici cu el să încarci un spital de acuți. Nu poți să-l faci bine, deci oricum... Nu, dar este, se asigură o bunăstare și o tanatoterapie la domiciliu. Demersurile au fost făcute de Crucea Roșie, nu știu, până la urmă s-au împotmolit. Pentru că și aici, la îngrijiri paliative la domiciliu, îi asiguram o asistentă și asta, deci cadre medicale care se supravegheze. A fost ceva mișcare bună. Au făcut demersuri și s-au împotmolit, nu știu ce s-a întâmplat. Probabil bani, că, de ce se încurcă? Sigur că trebuia și banii, o finanțare și la îngrijirile paliative, îngrijirile la domiciliu. Știu că din punctul meu de vedere, costă mult chestiile astea de taxele astea, nu taxe, cheltuielile hoteliere, nu? Eu am văzut într-un loc, am fost și era cam așa, era o persoană, a ținut o lună de zile acolo, că trebuia să facă dimineața și seara câte o perfuzie cu ser, cu nu știu ceva. Păi exact ce spuneați, la putea să meargă o asistentă, nu? La el acasă. Sigur. Dimineața îi punea perfuzia, stătea o jumătate de oră sau... Nu? Și după aia mai făcea o dată seara și nu mai plătea și degrevez spitale, exact. Deci sunt cheltuieli, că v-am dat exemplu cu cazurile astea, multe cazuri în stadii finale, terminale sau astea, sau bolii
depășite medical și ăștia trebuie îngrijiți undeva. Și una din variante era sigur că erau îngrijiți la domiciliu. Cealaltă variantă, cum am explicat anterior, unitățile medico-sociale. Și atunci degrevau de cheltuieli spitalele de acuți, cum suntem noi sau Petroșani. Păi au făcut oamenii ăștia tot felul de legi, așa, v-au întrebat, domnule, când a făcut legea sănătății, v-a întrebat, domnule, dumneata, ca manager de spital, sau cam cum mai vedea chestia asta, sau poate vor să o mai îmbunătățească, eu știu, exact aceste lucruri. Păi eu așa văd, că sunt în sistem de mulți ani și cam știu ce se întâmplă. În schimb, am văzut că interesează altceva cu achizițiile astea, nu mai știu, și când am discutat aici, era... O ministru spunea, domnule, achizițiile se vor face centralizat și după aceea noi o să... Acum, dumneavoastră, nu știu dacă puteți fi acuzat de ceva la cât, dacă n-aveți niciun leu datorie și asta, dacă v-ați aruncat la cine știe ce achiziție, dar probabil alții da, eu știu. Spuneați atunci că așteptați să vedeți și dacă e mai bine, e mai ieftin, e ok, sunteți de acord, dacă nu... Da, nu, cum a rămas? Până acum a rămas tot ca și înainte, nu s-a pus problema să achiziționeze ministerul pentru noi. Noi achiziționăm, noi sunt de, pe serviciile astea electronice, nu de achiziții publice, deci la vedere, nu. Și nu să ne apucăm să ne aruncăm să facem achiziții ca să ne depășească bugetul nostru. Acum scria în presa locală că managerii de spitale pot fi schimbați din funcție din cauza datoriilor. Ministerul Sănătății a solicitat fiecărui prefect o situație a tuturor spitalelor din județe. Managerii din Valea Jiului au termen până la data de 16 decembrie să clarifice bugetul unității medicale pe care o conduc și datoriile acolo unde este cazul. Unde este cazul, din câte am citit aici, ar fi cazul la... De cazul și necazul. Cazul și necazul la Vulcan și la Petroșani. La dumneavoastră scrie aici că nu... Nu... Dar eu... Bun, ok, nu înțeleg, dar odată ce prefectul numește managerii, îi schimbă, îi dă jos, am înțeles că îi pune... Păi nu, dar s-a introdus un articol în legea 95 a spitalelor cu exact ce ați remarcat, cu deci apare arieratele. În contractul ăla de management, și conform articolului din legea 95, dacă acumulezi 3 luni arierate, vei fi demis. Deci mă gândesc că... Bine, pe mine nu mă sperie chestia asta cu... că nu... Acum dumneavoastră faceți ce puteți la mari, că nu, chiar, nu cred că chiar vă țineți neapărat, dar... Păi nu ține neapărat la acest portofoliu, asta vreau să spun. Dacă ați tras atâția ani, ați făcut treaba asta și l-ați menținut și asta, mă gândesc că nu sunteți dispus în continuare să-l lăsați, eu știu, să-l prăduiască, păi, să se ducă înainte. Exact, cam asta m-ar ține, nu portofoliul respectiv. Nu am ținut niciodată la chestia asta. Dar mi-ar plăcea să ies la pensie tot de la această unitate. Deci, eu și alții. Deci și pentru ceilalți care încă lucrează la ați făcut... Pentru că fiecare oraș, fiecare municipiu trebuie să aibă un spital, o școală, o instituție bancară, o instituție financiară, ca să funcționeze în parametri. Așa e și în lumea occidentală, fiecare oraș, fiecare localitate, că e Austria, că e Elveția, că e așa, are un spital pe măsura și pe cât e de mare localitatea respectivă și pe măsura cerințelor localității respective. Sigur că nu trebuie să ai toate specialitățile. Nu, neurochirurgie la Uricani. Dar cele care sunt... Dar nu ca să fii desfințat total, ceea ce... Interne și chestiile astea, normal. Exact. Și de-aia trebuie să ai și medici. Exact. Mare scala Deva, cum spuneați, nu-l primește. Dacă tot dăm bani la Deva, Deva spitalul ăla... Până la Deva s-ar putea să nu mai ajungă. Noastră, eu zic că nu știu, ar fi vreo problemă, așa, măcar vreo... Cei care sunt în plus, care aveți... Deci aveți 120 de paturi. 138 de paturi, diferența, eu știu, până pe la ce vin în plus, nu-i trimiteți la Deva acolo, la băieții, urcați în salvare și trimiteți acolo. Și după băieții, dacă nu-i primiți, eu știu, îi dă cu targa, îi pune jos acolo și, nu? Dacă tot e spital județean și al tuturor locuitorilor din tot județul? Da, nu facem chestia asta. Nu faceți chestia de asta. Eu aș face, noi da. Și cu cazurile care le trimitem, așa e protocolul, discutăm la Timișoara cu șefii de clinică sau cu medicii din clinică și nu trimiți așa ca pe sacul de cartofi, de nu știe ce cu el.
Deci omul ăla deci, știe la ce se așteaptă discuție. Când vine... Da. Și deci contactăm telefonic, prezentăm cazul și așa, nu punem în salvare și îl aruncăm, duceți-l. Aveți, eu știu, cu vreo specialitate așa mai, o relație mai bună, așa, să spunem. Colaborăm bine general cu toate specialitățile, nu să punem problema. Da. Sigur că am colegi în Timișoara sau în București sau ce, da, cu care mult mai ușor iau legătura. Și îl sunați direct. Da, și profesori universitari în centrele respective și sigur că mi-e ușor să sunt pe telefon și trimit pe cineva, vezi, pune că, pe da. Cineva să-l aștepte pe om acolo să nu... Da. Da, contează mult relația directă între... Și așa e protocolul, între... deci trebuie să iei legătura cu cadrul universitar respectiv. Nu îl arunci acolo, nu știe, să trezesc oamenii cu salvarea, cu urgența și nu știu ce cu ea, de unde vine și ce aduce. Aici mai fi o chestie, de exemplu, am citit undeva discriminarea asta de un cetățean din Vulcan, din Urican, din Lupeni, ar trebui să aibă aceleași drepturi la sănătate, aceleași condiții la învățământ, la, cum spuneați noastră, accesul la vârfuri, tot felul de astea. Că pentru că și el plătește tot același impozit pe salariu de 16%, tot aceleași, eu știu ce, de la asigurări sociale sau la CEDA. Cei din Timișoara au alte școli, au alte, eu știu, și față de cei din Deva, spital județean, la Deva am discutat cu cineva, pe aceeași chestie, aceeași operație care se face, să zic, în Petroșani sau în Lupeni, apendicită, să zic, asta știe toată lumea, aici la Petroșani se plătește, nu știu, o sumă de bani, la Lupen mai puțin și la Deva mai mult. Aceeași chestie, da, ca aceeași tăitură. Da, era vorba ce spuneam la început, tariful pe caz ponderat diferă de unitatea sanitară. Cum aminteați, apendicectomia e plătită într-un fel la Lupen, altfel la Petroșani, la Petroșani aproape ca noi, că nici domnul le-a mărit tariful. Și nu e bine, că ei sunt nivelul 3 sau așa și trebuia să dea un tarif mai mare pe caz ponderat, fără discuție. La Deva, clar au mai mult, au 1690 sau 1680. În clinici universitare mai mult. Păi au tariful mai mare. Ce face? Face tăietura mai mică? Se zice că cheltuielile cu unitatea, cu investigațiile sunt mult mai mari. Pe ce investiți? Terapia intensivă. Noastră acum, dacă o să primiți aparatura de care spuneați, veți face investigații complexe, mă gândesc, deci la ultima generație, nu? Vine omul, băgați acolo în tubul ăla sau ce și spui, domnule, aia, da, așa. Faci investigația și trimiți investigat, de exemplu, dacă e un caz neurochirurgical, să zicem, care depășește, să zicem, Petrușani, să zicem. Dacă măcar știi ce-i trimiți, cum spuneați de mai devreme, telefonul care îl dai acolo, domnule, vezi că se trimite o chestie de asta, nu? Da, și trimiți investigat, contează foarte mult. Când trimiți un pacient la internare, să trimiți cu investigațiile făcute, ca să nu se mai pierdă timpul cu acolo la Timișoara, te duci să te operezi. Și așa acolo, dacă te duci, nu prea te dovolezi. Domnule, știi, nu merge tomograful, că și la aia se tomograful și te trimite la clinică privată să plătești și poate nu dispui de suma respectivă. Noi încercăm să-i ajutăm. Asta e rostul. Să ajutăm asigurații, pacienții, vorbeați de computer tomograf în sensul ăsta. Că, în primul rând că stabilești diagnosticul, asta înseamnă, te ajută mult la diagnostic, tehnologia avansată, și după aceea să recuperează din timp. Că se preconizează în anii următori, chiar și la noi în spital, să trimiți pacientul investigat complet din ambulator. De exemplu, el trebuie să opereze de apendice, deci pentru apendicectomie, să aibă investigațiile făcute complet, numai să intre în sală. Când îl primește în sală, acolo chirurgul direct, știe, da, exact ce are să-i... Să fie investigat, nu mai așteaptă după analize. Până acum mergeai la spital, te vedea chirurgul, nu? Te internezi și faci analize în secție. Și faci analize în secție. Și ăștia acum, să zice ministrul, pune accent pe ambulator, adică pacientul care se internează să fie investigat din ambulator. Să se știe exact ce, da, are și unde să... Și cu investigațiile făcute, da, complet și dirijat. Atunci nu mai dintr-o parte în alta. Da. Că, domnule, știi, nu e de mine, nu e exact, cu inima, da, că e cu ficatul, da, sau de-alea. Și mers țintit spre, da, compartimentul care trebuie. Deci asta vor face aparatele astea care le veți primi dumneavoastră? Să ne ajute la investigații, da, la diagnostice. Mult. Sunt mult mai
Mai simplu, nu? Îl bagi omul acolo, apeși pe niște butoane. Nu sunt simple, sunt necesare. Sunt de mileniu, de ani ăștia. Suntem și noi, secolul 21, da. Nu? Sigur, deci cu chestia asta vom avea, o să, probabil că vor ajunge mulți, cred că o să merg și o să văd și aparatele astea când le veți primi, cu siguranță. O să le primim și o să ne fie de folos. Numai să vedem și cu finanțarea cum va fi. Păi dacă o să le aveți pe astea aparate ca lumea și toate astea, nu mai avem nevoie de spitalul din Deva ca să... Nu pot să spun asta, alegi pacientul și alege, unitatea și medicul. Ați avut pacienți care și-au ales, domnule, merg la Deva, vreau la Deva? Eu v-am spus că nu. Da. Dar oricând poate exista un început, deci nu? E liber, fiecare poate să-și aleagă și unitatea sanitară și medicul. Și medicul. Că intră în drepturile pacientului. Da, într-un fel. Acum depinde fiecare medic ce faimă. N-ați observat că și președinte s-a dus la... La Viena. Da, deci a fost preferință. Și-a ales medicul, nu? Și da. Mulți alții. Și unitatea sanitară și medicul. A, deci a fost dreptul lui. Da. Și la exit, așa e și la... E în Uniunea Europeană. Dar, eu n-am știut chestia, dar noi n-am știut. Uite, chestia asta, dacă nu mergea președintele la Viena, nu știam că și noi avem dreptul să... Sigur că da. Păi la... Și mă duc la Viena, ba la ușa? Cum o fi făcut oare? Da, bazi la ușa, spuneți că aveți un cont solid în euro, care să permită... Dar îmi cere și o hârtie ceva sau pot să le zic eu așa numai? Păi nu, că vă de la sfârșit, cum i-a dat lui... regele Cioaba sau cine a fost în Turcia. Are până la turci, da. Da. Vă dă ulterior, nu-i problemă. Păi și ulterior nu le mai dau bani, că n-am de unde. Au ei recuperatori, deci nu se pune problemă. Nu mai dă drumul de acolo, dacă pățesc, doamne, fel ca regele Cioaba, ca sucul, îi mai dă drumul de acolo, vreau să... Da, deci dreptul există să mergeți în orice unitate din Europa Unită. Da, deci avem dreptul de să ne alegem medicul, da? Da, și unitatea. Da. Dumneavoastră aveți la Lupeni, de exemplu, să vină, acum, în general, lumea, Valea Jului, mai ales partea asta, Petroșani, Petri, la Petroșani, nu? Prade și Vulcan. Da, mai aveți nou, care vin, domnule, eu vreau la medicul... Da, am avut, da, sigur că da. E reciproc chestiunea, nu? Cum să zic. O vezi și din Petroșani la noi și din la noi la ei. Și din Petrila am operat paciente, sigur, acum omul se duce, fiind în zona asta noastră, să rezolve problema. De parte, da, dintr-o parte, să rezolve problema, da. Numai că, sigur că a fost așa o glumă cu mersul la AKH și astea, pentru că nu toată lumea dispune de sumele respective și, în general, la noi populația e săracă și nu își permit să facă deplasări și dacă stați de vorbă cu sunt care orice n-au cetățean... de la Orican la Petroșani. Exact. Dacă stați de vorbă cu orice cetățean, mergeți prin Lupeni, prin Oricani, preferă să meargă la Deva sau... Nu cred că o să spun. N-am auzit de așa, de-aia am și întrebat până noastră. N-am auzit de chestia asta cu Deva, că... Da, nu, niciunul nu spune asta. Noi zicem asta, dacă ne depășește cazul, să trimitem într-o clinică. Deci noi, că... medici și trimitem cu ambulanța și vorbi telefonic și tot. Dar nu, oamenii nu se duc nici în Austria, nu se duc nici în Germania. Până la urmă tot aici pe la noi. Chiar unde e rău, așa. Ce ziceți de situația asta? Cum am văzut la televizor, știu, gândați, bange, de-alea. Cum ați calificat? Cum să calificăm? Păi calificăm în... Totuși un pic de spray, de parazitar, îl cumpără de acolo. Dar nu e suficient. Să fim serioși, trebuie, clădirile sunt foarte vechi, multe din ele, în unitățile din țara românească, sunt clădiri vechi. Dar cine avea construit spitale în ultima vreme? Păi era vorba că se construiesc nu știu câte spitale regionale. S-a făcut studiu de fezabilitate, s-au luat niște bani ca lumea la greș, n-au mai făcut nimeni după aia. Noi le așteptăm în sfârșit. Da, deci sunt clădiri vechi și simt că noi facem dezisecții, de parazitări, tot ce cu substanțe... să zicem, de actualitate, deci nu așa, dar fiind clădirile vechi, mai există cotloane. Eram și în București, doar am făcut rezidențiatul în București și era plin de gândaci. În spitale, chiar și acasă, unde stăteam în anumite cartiere. Pentru că sunt anumite... Deci la Lupeni, cum stați? Ce informații aveți? Eu zic că stăm bine, sigur că a mai fost când se semnalează undeva că există, așa, imediat chemam echipa de dezinsecție. Dar
poate să apară oriunde. Și acasă, cum spuneam noastră, vine pe conductă, pe țeară. Fără discuție, da. Sau vii cu haine de nu știu unde și ai adus un gândac sau o insectă care se mulțește foarte repede și multe din ele scapă că nu sunt în calea toxicelor care se administrează. Stau multe pe coloanele de mai cald, așa mă, umezeală. Unde e cald, umezeală și nu întotdeauna, deci nu, sigur că trebuie să fie sub control și noi avem periodic, avem grafic de dezinsecție, deci nu o lăsăm așa ca să... De asta zic că eu cel puțin am văzut și nu mi s-a semnalat acum în ultimul timp așa ceva. Deci aveți un proiect amplu pentru spitalul din Rupeni, de achiziție de aparatură, de dotări, de amenajări, de tot ce trebuie, ați făcut și cu panouri și cu tot ce de ultimă generație, tot ce este acum. În 2014, cum vedeți, ce intenții mai aveți să mai faceți, eu știu, mai o extindere, ceva mai? Păi intenția am avea... Intenția am avea multe, sigur, v-am zis, să reabilităm și spitalul, pavilionul vechi, să zicem, că sunt două pavilioane, unul nou și unul vechi. Să reabilităm pavilionul vechi, cam asta intră în intenția noastră. Să vedem cum o fi vremurile și finanțele. Fiți promți la... Vremurile și finanțele. La cetățeni, dacă o să aveți și aparatură bună, probabil că... Aia e în sprijinul nostru și al pacienților. Vor veni și din altă parte, dacă am văzut că nu știu Petrușanu, cred că mai e o să primească și ceva acum, o să fac și ceva doctor acolo prin... Da, cred astea, că... Dar ar fi fain și Valea Julie să mai aibă așa. Când auzai înainte de tomograf, îți spuneai București, Cluj și eu știu ce mai era. Da, sunt investigații... Destul de scumpe. Sunt destul de scumpe. Aparatele nu rezistă la infinit. Petrușaniu are, poate de mai câțiva ani are, dar nu rezistă nici alea așa la infinit. E bine să fie mai multe în zonă. Multe și atunci se mai disipă. Unul merge cu unul, altul și atunci toată presiunea pe un singur... Pe o singură unitate. Fără discuție, da. Da, bine. Deci cam asta vezi dumneavoastră pentru pe 2014. Da, să vedem ce vrem o și ce finanțare o să avem. Sigur că ne-am dorit să fie o finanțare mai bună, să îmbunătățim condițiile, asistența medicală, v-am zis, aducem medici noi, să diversificăm gama de servicii pentru populația noastră. Că sunt servicii deficitare, cum am amintit la începutul discuției noastre, în care trebuie să te mergi până departe să cauți un medic endocrinolog, de exemplu, pentru o boală de piele, dermatovenerologie. Și e bine să fii cu serviciile aproape de populație. Deci începând de la anul veți avea și aceste servicii? Aceste specialități. E bine pentru populația noastră, v-am zis, să fie serviciile aproape de ei, pentru că n-au nici putere financiară, plus timpul și multe, multe lucruri care e bine să fie aproape de oameni. Să fie aproape de oameni. Și serviciile medicale. Și serviciile, mai ales de asta lumea te mai atinge. Acum, eu știu, pe la finanțe mai mergi și ăsta le-a mutat în Petrușani, cu toate judecătorie și de alea. Eu știu, prefectul. Oricum nu-i plăcut. Dar la medic, la spital, nu-ți planifici dinainte, Dumnezeu, de mă duc să, eu știu. Exact. Câteodată poate să planifici, când vezi tu, dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna și sunt și urgențe care nu, poate să nu mai ajungă. No, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Am discutat înainte de emisiune, dumneavoastră aveți acum ceva treabă. Mai avem și treabă, la spital, da. Aveți treabă. Încă se mai nasc copii în Valea Julii, foarte bine, e un lucru îmbucurător. Deci Valea Julii, mare viitor, nu este... acesta este viitorul Văii Julii, viitorul nostru sunt copiii care... Probabil ar fi bine să se nască mai mulți copii. Mai sigur, când vezi copiii pe stradă și astea, la atunci... La Rupeni aveți posibilitate, deci n-ar fi nicio problemă să, din punctul de vedere medical, să le asigurați... Da, nu e nicio problemă, asigurăm. Cât de mulți copii să fie. Da, și ne bucură să fie mulți copii și să se nască mulți copii și când îi vezi pe stradă și la școală, atunci, cum spuneați, îți dă impresia că orașul
trește și în viitor. Nu trebuie să importăm chinezi, să știu ce, să avem aici acasă. Ei vin așa, vin să... Ei vin fără vizită. Nu trebuie să... Vreau să mai menționez încă o dată că televiziunea Capital participă la o campanie, un Crăciun pentru fiecare, pentru ajutorarea mai multor familii cu copii fără posibilități materiale. Aș vrea să urmărim încă o dată acest promo. Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte interesant. Acei copii sunt fenomenali, la fel ca toți copiii din țara noastră și din lume. Înainte de a încheia această emisiune, eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea de a veni în această seară. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă doresc o seară bună. La revedere! Fiecare copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Capital TV lansează împreună cu voluntarii de la Inimă la Inimă campania umanitară Un Crăciun pentru Fiecare. Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie. Fii și tu alături de campania Un Crăciun pentru Fiecare. Pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, te invităm la sediul Capital TV.